Fie că sunt publice sau de tip locuințe, în Roman mai multe clădiri prezintă risc seismic din clasele 1, 2 și 3. Printre acestea, cu clasă de risc 3, este Spitalul Municipal de Urgență, dar și secția de psihiatrie sau cea de pediatrie a unității sanitare cu paturi, ori sediul administrativ al primăriei. În clasa de risc 2 se pot menționa Corpul B al Colegiului Național Roman Vodă sau Casa Sergiu Celibidache. Sunt și imobile de tip locuințe care prezintă risc seismic din clasele 2 sau 3, cele mai multe situate pe strada în cel mare. Și locuințele de pe strada Fabricii fac parte din clasa 3 de risc seismic. Din clasa risc 1 fac parte construcțiile cu risc ridicat de propușire la cutremur. În clasa risc 2 se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă. Clasa risc 3 cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care de Degradările pot fi importante. Clasa RISC 4 cuprinde construcțiile care, sub efectul cutremurului, pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nu pot fi importante. Un articol amplu privind clădirile cu risc seismic de pe raza județului nostru poate fi citit pe atacul.ro.